Alege școala este un proiect din care a făcut parte și Arhiepiscopia Tomisului. Acesta prevede reducerea abandonului școlar și a delicvenței juvenile prin dezvoltarea unor soluții alternative. Iar prin acest mod, inițiatorii proiectului încearcă să prevină abandonul școlar și să-i readucă pe calea cea bună pe cei care au renunțat la un viitor. Copiii au fost, sigur, foarte încântați. Pe de o parte, pentru că au avut șansa de a participa la un număr foarte mare de activități finanțate prin program, tabere de vară, oră de cateheză la parohie, concursuri naționale. Pe de altă parte, pentru faptul că biserica i-a ajutat să valorizeze mai mult educația și să înțeleagă rostul și rolul educației în viața lor. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 36 de luni, începând din 2010, în 5 regiuni de dezvoltare ale României. La nivel național au beneficiat de acest proiect peste 29.000 de copii cu vârste între 6 și 17 ani, dintre care 730 sunt din Constanța. Cristian spune că nu avea de gând să abandoneze vreodată școala, însă totuși a dorit să participe la proiect. A fost un sprijin mai mult moral. M-a ajutat să gândesc mai bine. Te-ai gândit vreodată să abandonezi școala? Nu, niciodată. Este bine să previi abandonul. Abandonând școala, nu mai ai o viață bună, nu mai cunoști unele informații. Și este important. Copiii au primit cu mare bucurie acest proiect din partea Patriarhiei Române în colaborare cu World Vision și ca în orice alt proiect, atât Arhiepiscopia Tomisului cât și noi ca parohie, am căutat tot ceea ce ne-a stat în putință ca să atragem copiii spre a fi mai deschiși, spre a realiza multe lucruri pentru a-i atrage spre biserică și spre tot lucrul cel bun și a-i apropia în același timp spre Dumnezeu. Ultimul raport al UNICEF arată că unul din cinci copii români abandonează școala, iar principala cauză ar fi reducerea bugetului pentru educația din România. Am susținut acest proiect cât am putut. Este un proiect frumos, care a avut rezultate foarte frumoase și sperăm că această finalitate să fie, de fapt, o etapă superioară pentru un alt proiect asemănător. Pe tot timpul vor exista probleme sociale, copii care au nevoie de noi și de ajutorul nostru și a celor de lângă noi. Studiul care analizează perioada 2005-2009 arată că rata abandonului școlar în România este de 20%, cu toate că până în 2014 ar trebui să ajungă la o rată de 15%.